Lângă ea, cu tâmpla sprijinită pe umărul ei, bărbatul cu care împărțise ultimii 2 ani din viață, dormea dus, mișcându-și capul din când în când, ca și când ar fi aprobat pe cineva care continua să-i povestească, de vreo 3 ore, lucruri care necesitau de plina lui atenție. Rostea cuvinte fără înțeles, completate de câteva oftaturi venite din prăpastiile interioare. Era probabil concentrat la femeia cu care împărțise cele mai frumoase momente din viața lui. La colțul străzii, ningea. Era de plină iarnă, iar focul din șemineul sufrageriei lor troznea încet. Îl privea cu un sentiment de ușurare. Se agățase de imaginea lui ca de un scop în viață. Nu-i spusese niciodată mai mult decât trebuia să audă. Pe el, gândurile îl învolburau. Dar acum, amintirile dureroase le-au lăsat în spate. Se bucura că doarme, dar prezența lui o făcea să nu-și poată lua gândul de la cât de mult îl iubea. Cu tot neprevăzutul, ajunsese la el. Ajunsese în brațele omului, fără de care nu putea să trăiască. Îi căzuseră în suflet cele mai neașteptate sentimente. Trăia o fericire pe care nu și-o putea descrie în cuvinte. În acel moment, se ridică ușor pe marginea patului, privindu-l cu atenție. În lumina difuză a ceasului de pe noptieră, cu grijă să nu provoace vreo vibrație care să-i tulbure somnul. Nu spusese nimănui povestea lor. O trăia ca și cum ar fi fost ultima clipă. Odată ce închise ușa dormitorului, uită de toate problemele care i-au provocat cumva lacrimi. Acum nu mai avea nimic de pierdut. Știa că fericirea ei este acolo, lângă el, trăind fiecare zi cu aceeași intensitate.